Hai, salut, eu săracu și bine v-a regăsit la un nou episod din Les de Ionart. Astăzi o să vă învăț să faceți florul 2 de la buncăr ca la carte și, mai important de atât, free to play. De data asta facem și noi un tutorial pentru buncăr alfa așa cum trebuie, pentru că, după cum probabil majoritatea știți, ultima dată când am fost la buncăr, am dat de băieții ăia puternici de la story care efectiv m-au ținut de mânuță și nu prea am apucat să vă explic mai nimic despre cum se face buncărul. Să sperăm că de data asta o să fim singuri și o să pot să vă arăt pas cu pas cum se face florul. Nu știu exact cum o să împart videoclipurile astea, dar probabil o să fie pe videoul ăsta flor 2 și 3. Nu știu dacă vreau să împart fiecare. Mă rog, nu contează, o să văd eu chestia asta. Ideea e că avem tutorial pentru bunker. Ultima dată când m-am dus, parcă m-am dus echipat cu tot ce aveam nevoie pentru florul 2 și 3. M-am dus cu destul de multe chestii la mine, doar că între timp a trecut ceva timp de când am fost ultima dată la bunker și am cam uitat ce am lăsat pe acolo. Așa că mi-am luat armură, nu o să-mi iau cu mine, pentru că sunt destul de sigur că am lăsat o armură acolo pe care aș putea să o folosesc, eventual pe asta aș putea să o las acasă, doar ca să nu mai ocupe loc în inventar, că teoretic tot o să trebuiască să o las la bunker, o să o pun aici și o să o las la asamblat puțin mai târziu. Am luat un Soulblade Mace pentru că nu poți să ai niciodată prea multe Soulblade Mace-uri la bunker. Un Skull Crusher sunt destul de sigur că mi-am luat și că l-am la bunker, dar am zis hai să mai iau încă unul, pentru că oricum am o grămadă de spațiu de stocare acolo la bunker, pentru că sunt locurile alea pe care oricum vreau să le umplu cu chestii pe care o să le folosesc pentru bunker. Heal nu cred că poți să ai niciodată prea mult, piele poți să ai prea puțină, dar cam asta e toată din baza mea. Mi se pare că mai am vreo, nu știu, 15 bucăți de piele prelucrată, ceva de genul ăsta. Nu stau bine cu pielea, niciodată nu stă nimeni bine cu pielea. Metal avem 60, știu sigur că mai am o grămadă la bunker, dar am zis să le iau și pe ăsta. Câteva macete în caz că se împute treaba, deși nu mai aștept să se întâmple chestia asta, niște apă și jumătatea aia de pistol. Codul de la buncăr mereu să-l luați înainte să plecați de acasă. Healer-ul vă recomand să-l luați, cel puțin buff-ul cu XP, dacă vă chinuiți să faceți rost de XP. Eu momentan nu l-am astăzi, așa că ne descurcăm cu ce avem. Și înainte să mergem la buncăr, un mic update despre chopper. În principiu, fraților, deși vedeți aici că mai sunt câteva chestii care lipsesc, am deja roata de la story, pentru că ultima dată când am făcut misiunea am primit-o direct de la story și eu am în inbox în momentul de față. Rubber parts sunt 100%, sigur că le am pe undeva prin inbox și la fel și engine parts-urile. Deci practic tot ce mai lipsește în momentul de față este o roată ca să poți să termin chopper-ul și să sperăm că bunkerul ăsta ne va da roata de care am nevoie. Și înainte să băgăm codul și să intrăm în bunker, vreau să verificăm mai exact ce avem noi pe aici. Avem, o să iau jumătatea asta de pistol cu siguranță, nu vreau să le iau pe ăla mai full, pe ăla ăla e cumva mai valoros, știi, dacă stai să te gândești. Ok, n-am lăsat nimic pe aici. Știu sigur că am lăsat. Bă, nu spune că n-am lăsat armură, că n-am chef să mă întorc până acum. Nu cred că n-am lăsat o armură. Sincer, nu vine să cred că n-am lăsat o armură aici. Sincer, nu vine să cred că n-am lăsat o armură aici. Ok, hai să mai lăsăm din chestii pe unde e. Mâncare avem, mâncare avem din plin. Se pare, la fel și piele. Bine, pe astea o să le luăm, marea majoritate o să le luăm cu noi. Nu stau acum să fac curățenie, le las pe toate aici la grămadă și știu eu de unde să le iau când o să am nevoie. Lăsăm și astea. Băi, și am, nu pot să cred că nu mi-am luat o armură. Nu pot să cred că n-am lăsat o armură aici la buncăr de fapt, ci de drept. Știu că am luat-o din cutia verde și probabil am dus-o acasă. Bine, cu ocazia asta hai să aducem și un deget. Puțin cam șocant că am uitat să las armură la buncăr, că efectiv n-am avut armură la buncăr, dar având în vedere că sunt eu, presupun că era de așteptat. Asta este armura cu care am venit și nu vă recomand să veniți cu mai mult de atât când începeți buncărul, pentru că în principal după ce faceți primul floor o să aveți destul de multe etichete încât să deschideți cutia verde care vă garantează o armură de tier 2, adică armură de genul ăsta, cu care puteți să faceți și floorul 3. După ce terminați floorul 2 o să fie cam de ajuns, adică practic ce vă rămâne din asta plus noua armură de tier 2 din cutia verde ar trebui să vă fie de ajuns. Deci practic nu aveți nevoie de mai mult de armura asta. O să vă trebuiască eventual pentru floorul 4, recomand totuși o armură militară pe care puteți să o obțineți din cutia portocalie, pe care o puteți obține, aveți destul etichete, în teorie chestia asta, aveți destul etichete după ce terminați floorul 3. Deci în principiu cam asta cu armura asta și nu știu exact câte d-astea, de câte o să am nevoie. Presupun că o să iau 2 stecuri de metal sau hai să luăm 3 stecuri de metal cu 2 stecuri de piele și astea cred că ne ajung fix pentru, habar n-am câte rângi, dar e destul de mult, ok? Avem nevoie și de o armă de critical, asta clar, avem nevoie de asta pentru primul floor, doar pentru primul floor, pentru că sunt câțiva, teoretic puteți să o folosiți și pentru critical în condițiile în care nu aveți Soulblade Mace, dar vă recomand să aveți și un Skull Crusher și un Soulblade Mace, pentru că e mult mai, prinde mult mai bine critical la Soulblade Mace-ul pur și simplu. Altceva ne-ar trebui, presupun că putem să luăm pistolul ăsta, pentru că nu o să folosim foarte mult pistol. Aș lua și o machetă și katana asta, am adus-o de acasă. Pe ăsta putem să lăsăm, că o să deschidem mai târziu și tichetul roșu, stai puțin, unde ar trebui să vină? Aici. Ok, deci avem doar 2 tichete roșii. S-ar putea ca din primul bunker pe care îl terminăm, fraților, să nu avem destul de multe tichete roșii încât să deschidem cutia roșie, dar o lăsăm pe altă dată. În principal eu vă arăt cum se face bunkerul și o să-l faceți de mai multe ori până faceți rost de destul de multe etichete pentru cutia cu tichete roșii. Altceva ce ne-ar mai trebui la noi, presupun că am putea să luăm și niște meduri și mult heal. Mult heal în principal și vreau să luați locuri destul de multe în inventar, pentru că probabil o să, de fapt hai să facem așa ca să mai economisim spațiu.
și nici nu știu, 3 stecuri e puțin camulelon și pe asta pentru că să mi se facă foame. Astea 10 o să termină repede și pe restul, în restul o să intrăm doar dacă o să fie probleme. Păi și presupun că sunt gata, în principal rângile, fraților. Din nou, rângile o să fie cel mai bun prieten al vostru și sublimei su, cu sublimei su criticala, cu rângile terminați ce ați început cu criticala aia. Bun, hai să-i dăm drumul. Codul de la bunker este 3-2, asta în momentul de față. Mereu să vă luați codul de la bunker înainte să plecați de acasă, fraților, sau dacă nu, intrați pe live-ul meu în cazul în care sunt live și va fi mereu în pin comment codul de la bunker. Bun, și hai să-i dăm drumul, fraților. Din nou, vă recomand să nu vă luați direct rângile craftate cu voi, pentru că ocupă mai mult spațiu în inventar. Am explicat chestia asta în videoclipul, cred că chiar în videoclipul anterior de Last Day on Earth, dacă nu mă înșel, și vă faceți câte o rangă pe rând, efectiv. Hai să începem așa și mi se pare, din ce mi-amintesc eu, dacă mai țin eu bine minte, ideea e următoare. Astea sunt cele mai, gen, rângile în sine, sunt cea mai bună armă cu care să faceți bunkerul, în principal pentru că e ieftin pur și simplu. Puteți să-l faceți și cu sulițe, în principal, ca idee, doar că nu prea e, cumva, nu merită să stați atât de mult, durează mult mai mult bunkerul de făcut și, spre exemplu, sunt multe chestii de genul, gândiți-vă așa, dacă reușesc să-i dau criticală lui ăsta, după care îi dau încă două hituri, nu mi-am luat niciun hit eu, gen, practic am 100% durabilitate pe armură și nu a fost nevoie să folosesc niciun pic de heal. În momentul în care folosești sulița, în loc să folosești ranga, cu siguranță faci economie și da, într-adevăr, pierd ce pierd atunci când, așa trebuie să vă gândiți mereu, mi se pare că pe ăsta pot să-l iau cu criticală, a meritat încercarea, pentru că mi-a și reușit. Da, în principiu e mult mai puțin valoros heal-ul și habar n-am, presupun că tic febricul și pielea decât metal și piele în sine, știi? Gen, cumva tot ar fi mai economic, cu siguranță ar fi tot mai economic să... Stați că nu mai știu cum se face aici. Ar fi mai economic să folosiți sulițe, dar recomand să găsiți totuși un balance. Eu zic că rângile sunt balance-ul perfect, pentru că e și mai rapid și mai eficient pur și simplu și ții mai puțin damage, se strică mai puțin armura, folosești mai puțin heal. Mă rog, înțelegeți și voi cum funcționează. Pentru ușa asta mi se pare că dacă stai în crouch și o deschizi, da, nu te atacă, după care intrați din nou în crouch, îi dați criticala și puteți să mergeți mai departe. Eu o să verific în principiu toate chesturile, chiar dacă nu voi colecta nimic din ele, toate chestiile sunt importante. Eu nu le voi colecta pentru că o să fac chestia asta gen off-camera, ca să zic așa, între episoade, între floruri, între văd eu ce fac, dar de regulă încercați să colectați tot ce primiți. Bun, și începe bunkerul, fraților, floorul 2 oficial. Ăsta este cel mai ușor și cel mai simplu floor, cu siguranță asta e cel mai simplu floor, pentru că e și mai scurt decât florul 3 și mai puține obstacole, mai puține chestii. Aici, pentru primul val de zombie, imediat cum deschideți ușa asta, o să vină câțiva zombie pe voi, nici nu știu exact cât sunt. Sunt 9 în total, cred că 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și ca să mai economisesc, nu, n-are rost să economisesc, ca și putut să-l bat pe ultimul cu ranga. Dar da, în principiu dacă sar toți ăștia pe voi e destul de periculos și pereții dau damage, gen mâinile alea pe care le vedeți acolo că dau, pe care le vedeți acolo dau damage, așa că încercați să nu vă apropiați, pentru că nu am extra pocket. Sper să reușim să facem rost astăzi de extra pocket, ar fi foarte tare să facem rost de el pe videoul în care vă prezint tutorialul pentru bunker. Ar fi super tare, dar rămâne de văzut. Momentan nu-l avem, așa că ne descurcăm și noi cu ce avem. Mamă, 10 damage prin armură, de asta nu vine să cred. Următorul, de fapt nu, hai să mergem în camera asta. Asta este o cameră ceva mai complicată. Astea două sunt două camere destul de complicate. Aici trebuie să intrați, încercați să intrați în crouch, gen tot așa, stați în crouch și deschideți ușa. Aș vrea să fiu full HP când intru aici, în caz că se întâmplă orice, pentru că se pot întâmpla chestii aici. După care aș vrea să intru, dar tot așa din crouch. Încercăm să intrăm, nu activăm absolut nimic și trebuie să încercați. Aici task-ul vostru este să dați o criticală pe Frenzy Giant. Ca să faceți chestia asta, trebuie să intrați pe aici pe lângă perete. Gen, în momentul, pentru cei care nu știți cum funcționează, în momentul în care vă vede un zombie, toți se vor activa și vor sări pe voi. Cred că chestia asta e destul de evidentă pentru toată lumea. Dar da, în principiu trebuie să încercați să dați criticala pe Frenzy Giant-ul ăsta fără să-i activați pe aia doi. Puteți să veniți foarte la unghi așa, pentru că el are gen viziunea, gen nu știu exact ce câmp vizual are, undeva la 90 de grade, ceva de genul ăsta. Deci nu vede foarte mult stânga-dreapta. Dar are unghiul perfect ăsta de lângă, ăsta din dreapta, care ar putea să mă vadă și să-mi dea scatoalca. Așa că hai să-i o dăm noi. Îi dăm criticala după care fugim. Nice. Îi batem pe ăștia doi.
Nu am niciun fel de heal echipat la îndemână, gen în cazul în care o să fie probleme, dar nu o să fie probleme cu siguranță. Îl batem și pe ăsta, mergem frumos pe aici și încercăm să-l wall-trick-uim. Nu știu dacă gen un tutorial pentru wall-trick, fraților, cred că o să vină, e posibil să vină la un moment dat, dar cu siguranță nu pe videoul ăsta. Cam toată lumea trebuie să învețe să facă wall-trick. În principiu puteți să vedeți la mine cum îl fac și na, cam aia e. Și îl faceți și voi, încercați și voi să faceți același lucru. La bunker, ca idee, e mult mai ușor să faceți wall-trick. Aici este cea mai ușoară locație pentru wall-trick. Și nu știu dacă chiar este cea mai ușoară locație pentru wall-trick sau l-am făcut eu aici cel mai mult la toată viața mea și de-aia mi se pare că e cel mai ușor, dar în sine e mult mai ușor ca la fermă cu siguranță, decât la poarta aia de la fermă. Aici e mult, mult mai ușor. Nu știu exact cât damage îmi iau de la un Frenzy Giant prin armura asta, nici nu vreau să aflu. Probabil o să aflăm cât timp o să fac tutorialul ăsta și încercați să faceți, efectiv, ăsta este wall-trick. Trebuie să înțelegeți cum funcționează, unde se termină peretele și trebuie să vă luați mai mult după sunet. Ăsta e sfatul pe care vi-l pot da pentru început. Nu încercați să, dacă încercați să învățați wall-trick-ul, încercați să-l faceți cu sunet. E o diferență ca de la cer la pământ, pentru că gen trebuie să așteptați semnalul sonor decât mai mult decât cel vizual, pentru că de multe ori nici nu o să puteți să vedeți zombiul cu care căruia îi faceți wall-trick. Și na, cam trebuie să înțelegeți mecanica asta, trebuie să înțelegeți cum îl resetați, cum îl, na, dacă am plecat de aici pot să-l mai prind, da, pot, știi? Și trebuie să aveți foarte multă încredere în voi, cam asta e cu wall-trick-ul. Trebuie să aveți încredere, cu cât sunteți mai speriați, cu atât o să iasă, sunt șanse mai mari să nu vă iasă wall-trick-ul și să vă luați o bucată pur și simplu. Și da, în sine, fraților, bunkerul a fost gândit nu cu wall-trick în minte, știi? Adică gen, ei când au făcut bunkerul nu s-au gândit că cineva o să descopere wall-trick-ul și că o să-l folosească, știi? Deci bunkerul ăsta teoretic se poate face, puteți să ieșiți în profit cu el în momentul în care folosiți arme. Spre exemplu, dacă reușiți să dați gen cam pe oriunde fac eu wall-trick-ul, în condițiile în care prindeți o criticală pe Frenzy Giant, puteți să folosiți și pistolul și la sfârșit de bunker tot o să ieșiți pe plus, dar nu pe un plus foarte mare. Și din nou, asta e, am spus chestia asta pe fiecare live și vreau să o spun și pe video ăsta. Bunkerul este cea mai, cum să zic eu, cea mai locație pe care trebuie să o faceți cel mai constant. Trebuie neapărat să învățați să faceți bunkerul. Aici se poate folosi ranga, dar o să folosesc maceta pentru că n-am chef să mă complic pur și simplu. M-am ascuns aici, trebuie să-i sincronizez cât de cât. Trebuie să-i sincronizez cât de cât, să fie cât de cât aproape. Teoretic pot să fac și wall-trick-ul aici, doar că nu prea îmi place mie poziția asta. Ce vă recomand să faceți este să-i aduceți pe amândoi aici. Aici mi se pare mult mai ușor. E un loc efectiv super ușor în care puteți să faceți wall-trick-ul. Și o să folosim ranga doar așa, doar de dragul de a vă arăta că tot bunkerul se poate face. Bine, din nou, teoretic se poate face și cu sulița. Nu recomand chestia asta, mai ales pentru că sulița are un attack speed foarte mic comparativ cu ranga. Și ranga, din nou, asta n-am apucat să termin. Ranga merită folosită, fraților, că poate vă întrebați, bă, dar gen bunkerul se face doar cu ranga, altceva nu merită folosit? Ba da, ce merită folosit cel mai mult este cleaverul. Dar asta doar în momentul în care ați reușit să faceți rost de tactical butcher knife, care este cel mai bun, cea mai bună lamă, ca și atașament de pe cleaver. Și tactică, cum e? Nu, și hunter handle-ul care este cel mai bun, cea mai bună coadă de cleaver, ca să zic așa, cel mai bun mâner. Dar în momentul în care ați făcut rost de unul din atașamentele astea, mamă, sunt pe auto, nu știu de ce nu mi-am pus, folosiți bineînțeles așa, ca pro tip folosiți și self-healing-ul la bunker, pentru că nu, de ce nu? În principiu, după ce ați făcut rost de hunter handle sau de tactical butcher knife, puteți să faceți, spre exemplu, dacă ați făcut rost de lamă, puteți să faceți orice mâner de cleaver și tot o să fie mai worth decât rângile, sau dacă faceți rost de hunter handle, puteți să faceți orice fel de lamă sau puteți să o lăsați și default și tot o să merite mai mult decât rângile. Dar în principiu aveți nevoie de unul din atașamentele astea care sunt foarte OP. Hunter handle-ul mi se pare că îți dă attack speed și nu și range și critical chance și o grămadă de chestii. La fel și tactical butcher knife-ul și da, o să devină mult mai bun și mai eficient decât ranga în momentul în care aveți atașamentele astea. Până atunci nu merită. Merită mai degrabă să faceți rângile decât cleavere. Bun, aici, și altă chestie din nou, la fiecare armă contează foarte mult attack speed-ul. Cu cât arma are un attack speed mai mare, cu atât este mai ușor de făcut wall-trick-ul. Așa că încercați să învățați mai întâi cu gen, deja cu maceta e destul de greuț ca idee, la fel și cu katana, pentru un începător, din nou, nu mă luați cu, ai mă, dar wall-trick-ul e așa de ușor. Pentru un începător nu e, mie personal mi-a luat foarte mult să învăț să fac wall-trick-ul, cel puțin la fel de bine pe cât îl fac astăzi, pentru că în ziua de astăzi nu prea mai scapă zombie, înainte îmi scăpau destul de mulți, așa că nu rămâneți descurajați, mie personal eu am avut un learning curve foarte greu, știi, adică mi-a luat foarte, foarte mult să învăț, efectiv. Aici din nou cu crouch, stați în crouch când deschideți ușa, intrați, dați criticală pe primul, vă luați câteva lovituri, ce-i drept, dar, na, asta este. Aici nu puteți să faceți nimic, vă recomand imediat cum deschideți ușa asta,
intrați înăuntru și lăsați-vă, gen, luați-vă bătaie de la ăștia, pentru că nu puteți să dați nicio criticală. Teoretic, cred că puteți să veniți de pe partea cealaltă, doar că nu prea merită făcută treaba asta. Wow, deja am rămas. Bă, Hilu, chiar o să am nevoie de mai mult decât mă așteptam ca idee. Cam așa, ia dau și 10 damage. Știi faptul că n-am atât de multă armură pe mine, necesită mai mult heal din partea mea. Dar oricum important e că trecem prin ele, mai facem curățenie, mai alea. Aici aș schimba o pasta direct pentru că nu mai are rost să o folosim. Aș putea să-i dau și delete, dar o să o păstrez pentru că totuși încă mai are un hit. Ne luăm ranga și o echipăm pe al doilea slot. Ranga pe primul. Încercăm să dăm crit. De fapt, ce aș putea să fac? Ar fi mai bine așa. Așa facem. Bun, îi dăm criticală lui ăsta. După care fugim. O să încerc. Că mă, nu așa. I-am dat-o. Mamă, mai are încă o lovitură, nu cred. Așa, și încerca să nu își facă ăștia switch de target, pentru că se întâmplă des. Ăsta e un perete greu, nu prea v-aș recomanda să bultricuiți aici. Ăsta este puțin mai ușor. Aici este mult mai ușor să bultricuiți decât în partea cealaltă. Sunt pereți unde e mai ușor de făcut ultricul, pereți unde e mai greu de făcut ultricul. Și oricum e o chestie foarte subiectivă, știi? Adică unde mi se pare mie ușor de făcut ultricul, altora li se pare greu și viceversa. Unde mi zice toată lumea, bă, fă la peretele ăla că e super simplu. Mie nu mi se pare, în foarte, foarte multe cazuri în care am, na, în foarte multe cazuri de ultric, ca să zic așa, mie mi s-a părut mai bun și am putut să dau două level up, te rog. Extra pocket, cum ar? Builder. Mă, ăsta e skill-ul pe care l-așteptam eu ca să pot să-mi demolez toată casa, pentru că zice you get more resources for breaking down firm walls in your home. Adică practic când o să distrug pereții de piatră o să primesc ceva mai multe resurse. Deci da, acum că l-am și pe ăsta, aș putea să dau refresh, dar nu, ăsta e un mit. Că dacă dai refresh, de gen dacă ți-a picat un move și dai refresh, am testat chestia asta pe un live, sunt șanse mai mari să spice altul move. Nu funcționează așa. Mi-a picat un move, am dat 5 reseturi, nu mi-a mai picat niciun move. Deci da, o să luăm pe ăsta doar pentru că e și chemul, e interesant. Dar da, acum pot să zicem că așteptam cât de cât skill-ul ăla, pentru că acum pot să-mi distrug pereții din bază, dar nici nu mă încurcau așa de tare, așa că... Aici de obicei e un medikit sau un bandaj sau niște apă, 4 apă, s-a mai schimbat și loot-ul de-a lungul timpului, așa ca idee și încă mai țin minte chestii de mult. Intrați în crouch, încercați să nu-i activați, păi aia sunt destul de greu de activat, adică să-i activați din greșeală e mai... Na, nu-i chiar așa de ușor, deci nu vă faceți probleme, încercați să dați o criticală pe ăsta, după care fugiți. Și vă puteți spune ce vă recomand să faceți. Ăsta parcă e un perete mai ușor, după părerea mea. Mi-e puțin mai ușor să fac ultricul aici decât în partea cealaltă, gen practic la cealaltă ușă. Așa că o să încerc să-l ultricuiesc aici. Puteți să-l ultricuiți foarte bine și la peretele ăla, nu e mare problemă, dar e undeva o bancă care nu se vede. E interesant că cei de la Chefir au lăsat chestii de astea în joc, adică banca, gen între perete și Frenzy Giant, e o bancă efectiv pe care nu prea aveți cum să vedeți. Și cei de la Chefir știu chestia asta doar că au lăsat-o acolo și astea cauzează lag, așa ca idee. Gen, nu sunt expert game developer sau ceva de optimizare sau debugging sau chestii de genul ăsta, dar chiar sunt atât de multe chestii inutile în jocul ăsta care mănâncă grafică, gen chestii care nu se văd niciodată, pur și simplu. Și nu mai știu cum am reușit să văd faptul că e acolo o bancă, dar am reușit ca idee. Și acolo sunt doi zombi pe care cred că aș vrea să-i ultricuiesc cu maceta, doar ca să dureze mai puțin. Ca idee, tot ce fac eu mereu când o să folosesc o macetă sau o katană sau o armă mai puternică decât o rangă, în loc să folosesc ranga, să știți că puteți să folosiți ranga. E foarte eficientă și e mult mai ușor de făcut ultricul cu ranga decât cu maceta sau katana sau orice. Puteți să vedeți attack speed-ul de la fiecare armă ținând apăsat pe ea, pur și simplu. Ăsta are speed 1.6, deci practic atacă de 1.6 ori pe secundă, cred că așa, nu pe secundă, pe... Nici nu știu exact ce înseamnă chestiile astea. E doar o statistică, ok? Cu cât e mai mare, cu atât are attack speed mai mare, pur și simplu. Ranga are 1.6, maceta are 1.3. Și minimul pentru ultric, ca să vă poată ieși ultricul constant, mi se pare că este de 0.7 sau 0.8. Cu cât scădeți mai mult, cu atât e mai greu să faci ultricul. Dar da, se poate face și cu, până și cu coasa, până și cu road sign, cu absolut orice armă care are. Bine, trebuie să aibă, nu știu exact care e minimul, dar minimul nu e așa de low pe cât ați crede. Apă, mamă, și mâncare și chestii. Hai că luăm așa, bem apa asta. Cam multă apă la bunker, dacă știam nu-mi luam un stec cu mine. Ideea e că am cam uitat ce loot e la bunker, pentru că de regulă nu-l iau efectiv, știi? Hai să încercăm, nici nu știu, parcă aș încerca să-i ultricuiesc jos, pentru că trebuie să vină cumva la unghi. Îi luăm aici pe amândoi și să vedem dacă stau la ultric. E mult mai ușor, cu cât zombiul e mai mare, cu atât are range mai mare ca idee. Și cu cât are range mai mare, cu atât va fi mai ușor de ultricuit. Hai mă, come on. Really? Na, bine.
Asta e puțin, nu e tocmai ca la carte. Hai să încerc să-l fac ca la carte. Ca așa e puțin mai greu și na. Ideea e că dacă vi se pare că nu sunt destul de aproape, puteți să fugiți puțin de lângă perete și o să se repoziționeze. Dar ideea e să veniți repede înapoi ca să încerce să vă lovească. Practic, imediat cum intrați în range-ul lui, începe din nou să vă lovească și voi trebuie să fiți după perete. În momentul în care el deja dă și ia elanul, ca să zic așa, și ia vântul să dea cu pumnul ăla. Da, ideea e că se poate ajuta și voi că se... Op, din greșeală am folosit self-healing-ul. Bă, urăsc, mă, urăsc. Interesant e că de pe emulator butoanele nu sunt așa, sunt foarte pe margine. Adică sunt destul de greu de apăsat. Și de pe telefon sunt, vedeți și voi cum e. Ăsta de crouch, spre exemplu, ar fi trebuit să fie fix în colțul din dreapta. Ar fi trebuit să fie, mă rog, nu știu dacă așa arăta pe vremuri sau l-au schimbat sau așa arată doar pe emulator sau poate, habar n-am care-i faza. Dar știu că pe emulator încă arată așa. Poate e din cauza că e telefonul puțin mai lunguieț și na, jocul a fost gândit pentru, mă rog, detalii tehnice. Hai să... Nu mai avem bloc de bandaje? Nu, că mi-a luat un stack. Bă, dar de ce mi-a luat un stack de fiecare, mă jur? Aia da, încercați să nu vă luați stack din nimic, în afară de chestiile pe care știți sigur că nu le găsiți în bunker. Inclusiv bandajele le puteți găsi pe aici și nu știu cum să o facem pe asta. Următoarea parte e partea pe care o urăsc cel mai mult și ca și orice din floor ăsta, asta e partea cea mai nasoală, pentru că e tureta aia acolo jos. Vreau să încerc să-i dau o criticală lui ăsta, pentru că e super important să-i dăm critica la aia, pentru că e 165 damage. Asta înseamnă foarte multe hituri de... Opa! Foarte multe hituri de rangă pe care le economisim. Și bine, și timp și de toate. Pentru ăștia doi, fraților, recomand. Ăsta e un loc în care recomand pistolul. Puteți foarte bine și cu orice altceva. Hai, mă! No, bun. Și acum rangă. Puteți foarte bine și cu ranga, doar că trebuie să-i fugăriți un pic mai mult. A fost, nu știu, au fost câteva hituri de pistol. Câteva au fost irosite pentru că am dat și în Toxic Abomination ăsta. Vreau să folosim un bandaj doar pentru că avem unul în spate și n-am de gând să mă mai întorc după el. O să luăm pe ăsta și îl stacăm acolo. Și ar trebui să mai și mâncăm un pic. Bun, hai să încercăm să fim mereu până pe la 100 HP. Urmează 2 zombii. Ok, și pe ăștia putem să le dăm criticală. Pentru tureta asta, fraților, aveți nevoie. Efectiv, aveți nevoie ori de un pistol. Recomandarea mea este un pistol pentru început. Ideea e că puteți cu M16. Cu M16 puteți să-i dați outrange acestei turete. Adică, practic, aveți range-ul mai mare ca ea. Pur și simplu, voi puteți să trageți în ea fără ca ea să poată să... Iau. A făcut la mine. Puteți să trageți în ea fără ca ea să poată să tragă în voi. Dacă vreți să faceți asta cu pistolul clasic, nu prea puteți pentru că au fix același range. Și practic în momentul în care voi trageți în ea și ea va putea să tragă în voi. Dacă aveți un atașament, orice fel de atașament pe pistol care adaugă unul range, atunci practic puteți să dați out range turetei. Ca idee, în momentul în care activați tureta, în momentul în care tureta v-a văzut, ea primește plus 1 range, plus 2 range chiar, ca idee. Și practic, dacă am activat tureta asta, dacă am dus prin fața ei, după care iau o armă care știu eu că are range mai mare decât ea, cum ar fi un M16. În momentul în care mă duc din nou la ea, ea este deja activată și are plus 2 range. Ca idee, gen, dacă vreți să scoateți tureta asta, încercați să nu o activați. Dacă mergeți pe aici, e un spațiu destul de mic, e o linie destul de fină, pe care dacă o treceți, o activați. Activați tureta asta și practic o să aibă mult mai mult range și nu o să mai puteți să treceți nici pe aici în momentul în care ați activat odată tureta. Ca să o dezactivați înapoi, trebuie să resetați floor-ul. Trebuie să vă întoarceți înapoi de unde ați venit. Resetați florul, după care tureta o să fie din nou resetată și puteți să o scoateți. Pentru ăștia, mi se pare că puteți să folosiți și un Skull Crusher, sunt destul de sigur de treaba asta. Dacă nu, cu siguranță merge, dacă cumva l-activez pe ăla și nu l-am activat. Puteți să folosiți și Sawblade Mace-ul, dar presupun că cam toată lumea o să ia un Skull Crusher pentru început de flor, după care o să îl țină după el, că na, doar nu o să-i dați delete și niciun caz nu o să-l consumați. Aici este o altă cameră care mă enervează foarte tare pentru că sunt doi, nici nu mai știu, bloateri, doi bloateri sau un bloater și un abomination, nu mai știu exact. Aici merge aceeași tehnică, vă apropiați de ușă, stați în crouch, deschideți ușa și am activat pe ăștia, da. Ca să e mai complicat un pic să nu-i activați pe ăștia, ce trebuie să faceți practic? Nu știu dacă, cred că pot să vă arăt pe următoarea ușă ce trebuie să faceți. În principiu, eu o să vă explic cum ar fi trebuit să funcționeze fără să vă arăt cum funcționează de fapt. În principiu ce trebuie să faceți? Trebuie să vă apropiați de ușa asta până ajungeți cu picioarele aproape de linia asta pe care o vedeți acolo la picioare. Și când sunteți destul de aproape, apăsați pe Interact, după care crouch. Bine, trebuie să fiți puțin mai aproape de atâta, dar ați cam înțeles mișcarea. Practic când sunteți pe aici, deschideți ușa, crouch. N-am mers crouch-ul, dar da, cu siguranță o să fiți mai buni ca mine când o să încercați. Deci da, cam așa se face și e același trick, se numește door trick. Și o să-l folosiți și la floor-ul următor. O să vă arăt imediat, chiar la început, ca idee o să folosiți trick-ul ăsta. Aș vrea să-i... nici nu știu unde aș vrea să-i glitchuiesc pe ăștia, să-i wall trick-uiesc, cred că pe aici.
pe aici. Nu m-am chinuit foarte mult, de obicei pe ăștia folosesc pistol pentru că mereu mă enervează, mereu îmi iau câteva bucăți zdravene de la ei. Se poate și aici teoretic, doar că nu știu dacă vreau să vă învăț aici pentru că e greu. Deși nu pare, e puțin mai greu să faceți chestia asta pe care am făcut-o pentru că de obicei unul iese pe ușă. Așa că hai să vă arăt, pentru început, înainte să învățați chestia asta, asta e cea mai bună metodă ca idee, că îi prindeți direct aici. Doar că nu e prea constantă, nu mereu iese cum trebuie. Așa că ce vă recomand să faceți este să-i fugăriți puțin pe aici, încercați să-i țineți cât mai aproape de perete. După care veniți aici, pentru că ăsta ar trebui să fie teoretic un loc destul de ușor pentru Oldric. Doar ca, doar în teorie, în practică e mai greu decât în partea cealaltă, jur. Bine, nici nu prea cunosc peretele ăsta, dar e clar și unghiul. Datorită unghiului și datorită gen grosimii peretelui. Sunt mulți factori. Sunt mulți factori care fac, cel puțin pentru mine, pentru că din nou treaba asta cu Waltrick-ul este subiectivă, știi? Adică un loc care mi se pare mie bun, poate vouă nu vi se pare așa de bun. Dar de regulă pentru mine există niște reguli nescrise, știi? Există niște reguli care fac un perete bun pentru Waltrick și un perete care, na, și niște lucruri care fac un perete foarte prost pentru Waltrick. Ăsta e un perete foarte bun. Doar că mi-a luat puțin până am prins, nu neapărat ritmul, până am prins grosimea peretelui, ce fel a sunat asta. Dar da, presupun că mi-a luat puțin până să mă cunosc mai bine cu peretele. Avem un tichet verde și aici. În principiu, camera asta nu merită făcută niciodată. Sunt într-adevăr doi bloateri, dar nu prea merită făcută pentru că e destul de greu de făcut, știi? Adică dacă nu știți să faceți aici, și nou, fie că știți, fie că nu, parcă nu funcționează mereu, nu-i constant. Efectiv, de multe ori reușesc să-i prind la perete, alte ori nu reușesc. Pur și... oh! Stai ce? Stai ce? Asta nu era aici. Asta nu era aici. Ce-i, care-i faza cu seiful? What? 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 De unde așa? De unde așa? De unde așa? De unde da astea? Asta e cred că pentru prima dată. Nu știu care-i faza. Cred că e pentru prima dată când faci bunkerul. Nu mă deranjează deloc. Nu mă deranjează deloc, fraților. 30 și... cât erau? 27 de etichete roșii. 27 de etichete roșii, da, cred că e, cu siguranță e doar pentru prima dată când faceți bunkerul. De regulă nu o să găsiți chestia asta decât prima dată. Pretty nice, nu știam de asta. Chiar nu știam de asta. E destul de interesant, mi-a zis cineva că o să mai primesc, că și a doua oară când mă duc la bunker o să primesc ceva interesant, o să primesc ceva ajutor. Dar nu mă așteptam la asta, nu mă așteptam la un seif în ajutorul meu. Bun, următorii zombi de gen ai de aici, deschideți terminalul și practic puteți să vă întoarceți la suprafață. Dacă cumva nu aveți destul de multe resurse încât să terminați și restul de flor, puteți să vă duceți la suprafață, vă faceți un refill și vă întoarceți înapoi aici. Următoarea chestie, nu, eu momentan n-am nevoie de nimic, poate de niște spațiu în inventar, dar prefer să termin florul pentru că am toate chestiile necesare ca să-l termin și după aia o să mă, nu știu dacă o să mă întorc, o să-l termin, după care o să colectez totul și după aia vedem noi ce mai facem. Dar hai să mai întâi... există mai multe căi pentru zombiul ăsta de aici, pentru Frenzy Giant-ul de aici. În principiu deschideți ușa și puteți să faceți aici Waltrick-ul. Nu vă recomand pentru începători, în niciun caz acolo, pentru că e hitbox-ul foarte prost. Practic peretele se termină, nu știu dacă pot să, da, pot să vă arăt cu mouse-ul. Practic peretele se termină aici și trebuie să țineți să luați foarte bine asta în considerare, pentru că dacă stați aici o să vă luați lovituri. Și la fel și aici, practic peretele ăsta se termină aici. Nu aici unde arată cu adevărat, știi? Gen, practic ăsta e simțul pe care trebuie să-l deprinzi la bunker pentru Waltrick în sine. Hai să-l aducem puțin mai aproape. V-am arătat cum puteți să-l aduceți puțin mai aproape, gen doar vă îndepărtați un pic și în momentul în care îl vedeți în punctul în care ați vrea să fie, vă apropiați de el și el o să înceapă să vă atace și o să rămână în punctul ăla și o să atace din nou și din nou, chiar dacă vă lovește, chiar dacă nu. Stau bine. Ok, hai să terminăm și cu maceta asta, ca să mai eliberăm puțin spațiu în inventar. Din nou, tot ce fac cu maceta sau cu... Soulblade Mace nu prea poate fi înlocuit. În multe locuri poate fi înlocuit de Skullcrasher, fără nicio problemă, gen dați mai puțină criticală, dar aia e. Dar pe de altă parte sunt și foarte multe locuri în care nu puteți să folosiți Skullcrasher-ul pentru că nu are range-ul la fel de mare ca Soulblade Mace-ul. Și practic în loc să dați criticala și să-l omorâți, doar o să dați puțin damage și o să-i activați pe toți pentru că nu are range-ul 29 de etichete roșii. Deci cu siguranță deschidem și cutia roșie, fraților. Până la finalul bunkerului cu siguranță vom deschide și cutia roșie și cred că cutia verde o vom deschide după florul 2 ca să putem să facem rost de armura necesară pentru florul 3 și de la florul 3 facem rost de destul de etichete încât să deschidem. Mă rog, ați înțeles și voi cum funcționează, m-am explicat. Bun, hai să intrăm și aici. Aici din nou e o cameră care nu-mi place mai deloc. O să încercăm să dăm criticala, adică nu că o să încercăm, o să și reușim să dăm criticala și voi folosi, nu, hai să folosim în continuare, nici nu știu, maceta. Hai că vedem cum o facem. Aici puteți să intrați liniștiți în crouch sau fără, încercați să dați o criticală pe oricare dintre ăștia, deși recomandat pe ăsta.
ar fi, presupun eu, și o să încerc să-i țin aici la wall trick, deși... Bun, perfect. Și acum am și timp să mă gândesc, vreau să terminăm cu maceta asta. Dacă mă duc prea departe, s-ar putea să... Da, exact, asta s-ar putea să se întâmple și s-a și întâmplat. Și încerc să-i aduc aici. Perfect. Și hai să mai facem, nu știu dacă vreau să folosesc și cealaltă macetă. Descalc creșterul ăsta, nu prea o să mai am nevoie. Și aș mai vrea să fac rost de spațiu în inventar, așa că hai să scăpăm de... Sigur nu mai am nevoie de descalc creșterul ăsta, presul. Nu știu, momentan nu știu. Mergem pe rângi, pentru că din nou ăsta o să fie cel mai bun prieten al vostru, până faceți rost de atașamentele de care v-am zis. Hunter Handle sau Tactical Butcher Knife, mi se pare că unul se dă... Unul e mai pay to win așa, pentru că știu că se dă destul de... Nu știu cum poți să-l obții, mi se pare că cumperi survival guide sau story sau ceva de genul ăsta. Știu că poți să dai câțiva bănuți și primești și Tactical Butcher Knife-ul printre multe alte chestii. Dar da, până nu faceți rost de unul din astea două atașamente, nu are rost să folosiți altceva în afară de rangă, pentru că asta e cea mai bună, e cea mai balanced armă, ca să zic așa, pentru 7 metal și 5 piele, dacă nu mă înșel, și 3 piele, nici nu mai știu, stai puțin. 7 metal, 3 piele, ok, pentru atât de puține resurse nu aveți cum să scoateți mai mult value din ceva, pur și simplu. Adică bine, puteți și din suliță, dar nu vă recomand să faceți bunker cu sulița, pentru că e boring atâta tot. Într-adevăr, faceți cu mai mult metal și cu mai mult metal. În principiu cam asta e, o să aveți puțin mai mult metal la final de bunker, probabil mai puțin tick fabric, deși dacă îl faceți destul de bine bunkerul, nu prea o să aveți nevoie de armuri, pentru că practic scoateți mai multe armuri decât folosiți și cu siguranță scoateți mult mai multe arme. Practic bunkerul vă garantează pentru fiecare bunker terminat cu toate cutiile deschise, vă garantează 7 arme și voi nu va trebui să folosiți mai mult de habar n-am cu tot cu florul 4, acolo s-ar putea să mai consum un pic, pentru că nici eu nu sunt maestru. Sunt maestru pe florul 2 și 3, pentru că astea sunt de când a apărut jocul. Basically, bine, la vreo, nu știu, cred că un an după ce a apărut jocul s-au mai schimbat niște chestii, dar în principiu de atâția și atâția ani tot fac florul 3, 2 și 3, încât sunt, pot să zic că sunt maestru și pot să nu folosesc nici o armă. Ăsta e locul perfect pentru wall trick, deși e puțin mai complicat, trebuie să înțelegeți exact unde se termină peretele, dar și după ce ați prins mișcarea, ăsta e un loc perfect pentru wall trick. Eventual, dacă aveți și o armă puțin mai lungă, ar fi genial pentru voi. Puteți să faceți și double, am uitat că pot să fac double wall trick, puțin mai greu cu skill-ul meu pe minus, dar... Uneori merită să... Din greșeală, bă, ce urăsc când îmi dau self-healing-ul din greșeală. Na, e. Bun, și acum pentru ăștia, fraților, puteți lejer. Pe ăștia puteți lejer să-i bateți. Uitați-vă că s-a dus nici măcar jumătate de armură, nu s-a dus de pe mine. Ăștia puteți să-i bateți lejer cu, nu știu, și cu rângile, doar că sunt destul de multicei, așa că eu prefer să bat măcar 2-3 dintre ei, să-i bat cu pistolul. Ăsta e mort și pe ceilalți doi vreau să-i bat cu... Hai să-i batem așa dacă tot. Puteți să-i bateți și cu ranga fără nicio problemă. Și s-a activat și un Frenzy Giant pe care aș vrea să-l aduc aici, să sperăm că nu-mi intră peste mine, nu? Și nu știu dacă, bă, nu, eu zic că nu-mi dă mai mult. Nu mi-am luat până acum niciun hit de la Frenzy Giant, să văd cât îmi dă prin armura asta. Dar, mamă. Dar eu zic că mai mult de 100 nu-mi dă. Ca idee, ar trebui să-mi dea, nu știu, ori 102, ori 108. Sau cred că asta îți dă prin armura de level 1. Ideea e că am 120 HP și mereu să vă luați bruzerul. Ca și mereu când vă pică bruzerul, să-l luați. Bruzerul este skill-ul care vă dă plus 2 HP atunci când îl luați, gen. Hai să încerc să fac double wall trick. Dacă mi-au o bucată, măcar aflăm cât dă. Puțin mai multă concentrare, după cum puteți vedea. O să aflăm noi, vă asigur că o să aflăm noi. Cel puțin până la finalul bunkerului, cu siguranță o să aflăm cât dă un Frenzy Giant prin armură de tier 2. Probabil majoritatea o să scrieți în comentarii pentru fiecare armură, SWAT, military, armură de tier 2, absolut toate, dar... Eu zic că o să aflăm înainte sau nici nu știu, mă. Deja mă gândesc, fraților, sincer mă gândesc să împart tot tutorialul ăsta pentru bunker, să-l împart în 3 episoade, să fie florul 2 un episod, florul 3 un episod, florul 4 un episod eventual și The Blind One. Nu știu exact, pentru că florul 4 e ceva mai scurt decât celelalte, că se mișcă, na, trebuie să te miști destul de repede, doar că trebuie să faci foarte mult, sunt foarte mulți zombi și durează să-i bați. Dar dacă folosești arme de foc, mă rog, rămâne de văzut. În principiu cred că o să le fac puțin separate episoadele. Bun, aici pentru ăsta, ca să deschideți ușa, aici e puțin mai periculos. Ce vă recomand să faceți este să stați fix aici și să faceți tricul pe care v-am învățat să-l faceți. Mai exact, dați pe interact, după care apăsați repede pe crouch. Ok, apăsați pe use, după care pe crouch și
ce vă recomand eu, am descoperit chestia asta super târziu, vă recomand să aveți o armă cu care nu vă încetinește efectiv, cum ar fi, nu știu, cum ar fi Ranga, spre exemplu, sau Blade Mace te încetinește un pic, și la fel și Skullcrasher-ul, și la fel și armele de foc, dacă nu mă înșel, da, în principiu, trebuie să aveți viteza de mișcare default. Cu cât aveți viteza de mișcare mai bună, cu atât tricul ăsta este mai ușor în teorie. Deși în teorie sună altfel, știi că, bă, parcă cu cât mă duc mai încet spre ușă, cu atât am mai multe șanse. Nu, am remarcat că cu cât ai mai mult speed, cu atât iese mai bine tricul ăsta. Hai să încercăm Interact Crouch. Nu, n-a mers. Mă bag repede după ușa asta și aș putea să-l voltricuiesc acolo, pentru că nu e foarte greu, dar o să-l aduc aici unde e cel mai ușor de voltricuit. Se poate face voltricul și la ușa aia, efectiv, unde am deschis, doar că acolo există chestia aia de te face să te miști încet. Gen, nu știu, slow, îți dă slow-ul ăla, pur și simplu. Și e puțin mai greu de făcut voltricul. Hai să încercăm tot așa cu double. Uneori trebuie să resetez, efectiv, gen, nu merge să dau două la rând și după aia să mai prind încă două la rând. Cu... cleaver-ul cu atașamentele potrivite se poate, doar că cu Ranga e puțin mai greu și nu vreau să mă risc atâta. Una, două, trebuie să aveți timingul perfect. Vă recomand pentru început să nu încercați să faceți double wall trick, pentru că e destul de greu și vă riscați mult. Dar când vă simțiți destul de comozi, tot nu vă recomand cu Ranga, sincer. Vă recomand să faceți doar dacă aveți Hunter Handle-ul și Tactical Butcher Knife-ul pe Cleaver, pentru că ăla chiar are un attack speed foarte mare. Nici nu mai știu, mi se pare că e 1. Cred că totuși e 1.7, da. Attack speed 1.7. Există și un atașament pe Cleaver care îți dă și mai mult attack speed decât Hunter Handle-ul, doar că e puțin cam trashy ăla. De fapt, nu știu dacă... Nu, cred că e o lamă care îți dă. Da, practic poți să-l faci și mai rapid, ca să zic așa. Hai să-i dăm criticala pe spate la ăsta de aici. Câți? Am fost cam aproape de el, dar nu contează, m-am descurcat. Încercăm aici. Aici nu vă recomand niciodată să faceți voltricul, pentru că e greu în draci, pentru că peretele ăla nu e efectiv, nu e un perete bun, pur și simplu. Și presupun că o să facem încă o rangă, de ce nu? Am putea să folosim și alte chestii, dar din nou rângile, pe bune, pe 3 metal, și avem și un loc liber, let's go. N-am numărat exact de câte rângi a fost nevoie, dar din moment ce am mai rămas cu un stack de, nici nu mai știu, mi-am luat, cred că 2 stack-uri de piele și 3 de metal, în principiu cred că va ajung 2 stack-uri de metal și unul de piele, cu siguranță, pentru tot florul ăsta, dacă îl faceți ca la carte, dacă faceți ultricul cum trebuie, ar trebui să fie de ajuns. Bine, am mai folosit și machetă, într-adevăr, în anumite situații, am folosit și puțin pistol, dar de regulă nu cred că aveți nevoie de mai mult de 2 stack-uri de metal și un stack de piele. Hai, come on. Nu l-am pus tocmai bine, aș putea să-l pun și mai bine de atât, doar că n-am răbdare să-l mai... Hai că merge bine, merge bine. Și da, e altă viață după ce înveți să faci double wall trick. Dar din nou, încercați mai întâi cu o singură lovitură. E mult mai ușor așa, gen, chiar e destul de greu să faci double wall trick. Asta mi-am luat destul de multicel să învăț treaba asta. Bun, următorul, aici avem nevoie de burglar skill, really? Momentan nu am de level 3, hai mă, lasă-mă, da, bun, în principal ca să terminați camera asta, aveți nevoie de, gen, trebuie, aveți nevoie de burglar skill, vă puneți aici în colț, vă puneți cât de departe puteți în colțul ăsta, pe crouch, după care deschideți ușa, în momentul ăla o să deschidă ușa, o să-și facă treaba lui acolo, dacă aveți burglarul, se deschide ușa și o să fiți din nou în picioare, după ce a deschis ușa, vă puneți din nou în crouch, vă duceți să-i dați criticală și puteți să-l tricuiți aici nu vă recomand, aici am recomandă toată lumea să-l ultricuiesc. Nu-mi place peretele ăsta de nicio culoare. Ăsta nici atât. Și mi-am zis că la început efectiv mă duceam până aici. Și acum, la început și acum recomand să faceți chestia asta. Eu așa fac, îl aduc până aici și îl ultricuiesc aici. Altă chestie, mai avem loc în inventar? Da, mai avem puțin loc în inventar. Ce am putea să facem acum, fraților? Am putea să mergem, da, mă gândesc că o să fie un episod pentru fiecare flor ca idee. O să avem un episod pentru florul 2, unul pentru florul 3, unul pentru florul 4 și, bine, florul 4 plus cutia roșie plus habar n-am, nu știu exact cum o să fie, dar da, cred că vom avea, pentru că videoclipurile astea, atâta timp cât mă opresc și vă explic atât de multe chestii, videoclipurile astea o să fie puțin mai lungi decât mă așteptam eu, așa că da, o să avem video pentru fiecare, sper că nu e cu supărare, o să avem video pentru fiecare flor. Și ce am putea să facem așa ca și final de flor 2, am putea să deschidem cutia cu etichete. N-avem destul de multe etichete verzi, mi se pare incredibil. Sigur mai am pe acasă destul de multe etichete verzi și m-aș duce până acolo. În teorie ar cam trebui să aveți destul de multe etichete. Hai să verificăm la suprafață înainte de orice. Un singur tichet verde, asta m-a cam dat puțin peste cap.
Așa ca idei. Și practic avem doar 10 etichete verzi. Dar de ce avem așa de puține etichete verzi și atât de multe portocalii? Asta e destul de insane, gen am primit mult mai multe etichete portocalii decât... Da, rămâne de văzut chestia asta. Ăsta a fost și florul 2 din bunker. Din păcate nu am reușit să fac rost de destul de multe etichete încât să deschid și cutia cu etichete verzi, dar o vom deschide pe video următor, imediat cum facem rost de destul de multe etichete. Practic o să începem, mă rog, o să vedeți episodul următor. Și da, îmi pare rău că seria asta, gen practic tutorialul ăsta pentru bunker, e împărțit în atât de multe părți. Cel mai probabil vor fi 3 la număr, florul 2, florul 3 și florul 4 plus the blind one și cutia roșie. Și mă gândeam să avem câte un opening de ăsta la fiecare, gen pentru primul episod cutia verde, următorul cutia portocalie și cutia roșie, doar că nu prea a fost să fie, pur și simplu. Cel mai probabil pe episodul următor vom deschide și cutia verde și cea portocalie, rămâne de văzut până episodul următor. Dar da, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta, cam asta a fost florul 2 din bunker alfa. Din nou, am încercat să-l fac cât mai ca la carte și l-am făcut ca la carte. Cu siguranță se poate și mai ieftin, pentru că puteți să mai economisiți într-adevăr niște metal și niște piele în momentul în care faceți sulițe în loc de rângi sau torțe, să zicem. Torțele deja și alea costă piele, deci practic nu e worth. Deci da, în principiu se poate și mai ieftin cu sulițele, dar nu am de gând să fac așa, pentru că trebuie să găsesc și eu un balance între eficiență și resurse, ca să zic așa. Deci da, vă recomand metoda asta pe care am folosit-o. Oriunde am folosit pistol, puteți să mai trageți puțin de timp și de armură și de resurse și de chestii și să folosiți o rangă sau o macetă sau ceva mai puțin mai puternic, dar totuși nu o armă de foc, pentru că de fapt de asta faceți bunker alfa, în principal pentru armele de foc. Alea sunt cele mai importante și restul sunt resurse importante, dar în principiu vă interesează armele, vă interesează să consumați cât mai puține arme de foc și să primiți cele 7 arme de foc pe care vi le garantează bunkerul. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Last Day on Earth. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și până data viitoare. Numai bine!